Bună dragii mei, bine vă regăsesc o nouă citire, o nouă săptămână Să vedem ce ne transmit îngerii pentru această săptămână Cum se așează energia, care este prognoza angelică uh, E important uh, să ne ancorăm un pic la o energie din asta de pământ pragmatică Și să ducem la îndeplinire ceea ce ne propunem uh, O să putem să fim... Uh, um, cumva defocusați sau uh, împiși de ceilalți în direcții greșite. De aceea, înainte de a face ceva în această săptămână, întreabă-te, dar eu ce vreau? Vreau cu adevărat chestia asta sau mă duc cu turma? Atenție la a merge și a face lucrurile doar pentru că ceilalți fac acest lucru. De aceea o să lucrez cu Arhanghelul Rafael. Ia uite-l pe aici, cu Arhanghelul Mihail și Arhanghelul Rafael. Ia uite dacă a zis Rafael că vrea el primul, să vedem ce ne transmite Rafael. Vreau să zic că trebuie să lucrăm cu Arhanghelul Mihail da? pentru a rămâne focusați și angrenați și a fi responsabil pentru viața noastră, pentru că altfel putem să somatizăm. De aceea cumva am simțit nevoia să lucrez și cu Arhanghelul Rafael să vedem ce ne transmite și el pentru a rămâne centrați în noi, a ne simți bine, știm că ne putem măcina pe interior și acest lucru poate să ne afecteze sănătatea. Dar dacă Rafael îl vrea primul, ia să vedem ce ne spune Rafael, iar apoi o să vedem ce ne spune Arhanghelul Mihail. Rafael ne spune că este foarte important să avem credință. Da? Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că vor fi anumite teste de credință, vor fi anumite situații, cum am spus, da? persoane care vor să ne ducă într-o anumită direcție și să ne întrebăm, dar eu ce vreau? Da? ăsta este drumul meu sau ăsta este drumul pe care îl aleg ceilalți și nu este neapărat nevoie, nu este neapărat nevoie să merg în aceeași direcție. Deci să avem credință să mergem pe ceea ce ne spune intuiția și nu pe Influențele celorlalți. Ce ne mai transmite Arhanghelul Rafael este să fim atenți la uh, mâncare, dar sunt tot felul de avertismente legate de, de mâncare, uh, de hrană. E important să consumăm hrană sănătoasă și mai ales să fie din țara noastră, să uh, luăm da legume din țara noastră. Uh, și nu din afară, mai bine luăm ceea ce se produce în momentul acesta la noi ceea ce există la noi și în felul acesta noi ne vom ancora ne vom centra uh, la energia pământului rădăcinile noastre sunt aici și cumva întărim rădăcinele astfel încât să avem credință și să știm da ce uh, avem de făcut pe mai departe. Deci aceste două lucruri Uh, au o influență, dar sunt conectate. Ceea ce noi mâncăm cu rădăcinile noastre aici, pe pământ, și ceea ce noi decidem să facem mai departe, vom reuși să fim centrați, și dacă avem grijă la ceea ce noi consumăm. Bun, și să vedem unde ne duce energia acestei săptămâni, da. Foarte frumos ne transmite arhanghelul, arhanghelul Rafael, vorbește despre a avea grijă de noi și spune Pune-te prioritate, ai grijă de tine, meriți să iei lucruri chiar dacă sunt mai scumpe, meriți să faci ceva ce poate nu face sens pentru alții, dar face sens pentru tine. Deci să te pui tu pe primul loc. De asemenea, mesajul arhanghelului Rafael este de a cumva de a avea mai multă, de a ne întinde, de a ne îngriji pe noi în așa fel încât să nu să eliminăm, încerc să deslușez mesajul, să eliminăm energiile stătute, să eliberăm energiile stătute, da? Când îți îndrepți spatele, da? Când îți cureți, da, umerii. Ia uitați, să facem niște gesturi de genul ăsta. Ne curățăm aura. Da, să um, ne punem și intenția de a fi centrați, dar și de a ne elibera de aceste energii stătute care ne blochează în a ști ce este important pentru noi și a fi prioritate în viața noastră. Da? Foarte frumos uh, mesajul arhanghelui Rafael și să vedem ce ne transmite Mihail. Da? Ia uite! Să fim atenți la visele noastre, ceea ce noi ne dorim. Să mergem către oameni care ne pot ajuta și susține. Poate este vorba despre o persoană care... Are un mesaj puternic și te ajută pe tine și te motivează să mergi în direcția viselor tale. Deci, asta este important, să stăm și în compania oamenilor ca și noi, sau oameni care ne susțin și ne motivează în direcția viselor noastre, nu neapărat ne țin pe loc. Da? Și ne spun, o, nu se poate. Gândește de câte lucruri o să pierzi. Bun. Ia să vedem provocarea. Este legată de noi începuturi și fresh start. Ia uite ce frumos ne, ne spune aici Arhanghelul Mihail. Uh, și vorbește și despre o detașare, da? cum vedem din uh, această carte, o detașare pentru a elibera și vindeca trecutul. Nu ai cum să faci aceeași greșeală. Dă-ți voie, aruncă-te necunoscut, acceptă provocările, este și mesajul anului de a spune da. Și ai încredere și credință în... Schimbările care vin spre tine îmbrățișează aceste schimbări care vin spre tine. Ia să vedem și rezultatul, desprinderea de atașamente, vindecarea trecutului, desprinderea de anumite persoane și vedeți că am vorbit despre relații toxice și nu neapărat persoane toxice în, în clipul de dinainte, rubrica răspunsuri pentru tine. Da, ne putem desprinde de anumite relații toxice, ne luăm puterea înapoi și din nou vorbește despre centrare, despre a ști ce vrem și ni se clarifică direcția. Da? nu mergem cu turma, ci mergem în direcția potrivită pentru noi și facem mai mult din ceea ce noi simțim. Bun și din cărțile mele, ia uitați-vă Mesaje de la Arhangel, să vedem ce alt Arhangel vine în această săptămână alături de noi. Arhangelul Jofiel, ai răbdare! Um, vezi, nu te aștepta ca rezultatele să fie imediate, ca lucrurile să se întâmple amunii. Uh, ci să ai răbdare că tot ceea ce tu faci, deschiderea pe care o ai în momentul acesta, în această săptămână, care ne angrenează cumva, ne poziționează, ne ajută cumva să ne înfingem picioarele în pământul ăsta și să știm ce vrem, uh, va da roade. Semințele pe care le punem în această săptămână vor da roade în uh, viitorul uh, apropiat. Da? Deci este un mesaj foarte frumos pe care îl avem în această săptămână. Mihail și Rafael sunt arhangele care vin alături de noi și este săptămâna susținerii din calendarul motivațional. Îl găsiți pe cadouri pozitive.ro, Mai avem doar câteva exemplare. Iar mesajul este legat și de a-i susține pe ceilalți, pentru că în momentul în care susținem pe ceilalți, ne susținem și pe noi. Deci, dacă vedem persoane, noi ne așteptăm ca ceilalți, spre exemplu, să ne susțină în direcția împlinirii viselor noastre, să facem același lucru și cu ei, adică noi susținem să facă ceea ce ei simt și nu ceea ce vrem noi cu adevărat. Deci, ceea ce noi ne dorim să facem și cu ceilalți, da? să nu uităm să-i susținem pe ceilalți. Um, deci, un mesaj foarte frumos. Uh, o săptămână, uh, zic eu, cu o energie uh, care ne ajută uh, să primim multe clarificări legate de ce e nevoie să facem pe mai departe și ne uh, E ca un control al realității, ne vom trezi la realitate și ne vom poziționa diferit față de viața noastră, alegând conștient și alegând să, fim, să ne onorăm pe noi și mai puțin să facem ceea ce vor ceilalți sau să ne conformăm pur și simplu. Este o săptămână în care revin la București, așa că pe data de 21 ne vedem la cuvântul anului. Cuvântul anului este un exercițiu extraordinar și eu îl fac deja de atâția ani și abia aștept să mai fac încă o serie. Am făcut două serii anul trecut la Cluj două serii la București. Ultima serie va fi acum pe data de 21 la București. Uh, vei desena și vei avea nu doar un cuvânt care să te călăuzească, ci vei avea un panou al viselor, vei ști care sunt intențiile și vei avea claritate legat de ceea ce tu vrei să-ți împlinești în acest an, uh, lucrurile acestea le primești prin intermediul meditațiilor, vei înțelege că toate lucrurile se întâmplă spre binele tău cel mai înalt și nu neapărat uh, ceea ce tot ceea ce vrei tu trebuie să se împlinească, însă sentimentul pe care îl ai o, e un sentiment fantastic că ai acest ghid, această călăuză, acest cuvânt cheie care îți va atrage în viața ta experiențele de care ai nevoie pentru evoluția ta și pentru uh, fericirea ta. Uh, e ceva magic, vă spun eu. Iar pe 23 avem seara de meditații din București. Abia aștept să mă revăd cu foarte mulți dintre voi. Am lipsit o perioadă de la București. Abia aștept să ne întâlnim și cei care nu ați fost, vă aștept cu drag la evenimentele de la București. Iar pe data de 28 avem atelier cu Arhanghelul Haniel! O să aflați mult mai multe lucruri despre Arhanghelul Haniel și ce trebuie să faceți astfel încât să vă puteți corecta la energia acestui an, a fructifica potențialul acestui an, Arhanghelul Haniel fiind Arhanghelul Anului, Arhanghelul care ne ajută și să navigăm prin ciclurile lunii și să beneficiem de tot ceea ce acest an are să ne ofere iar pe 29 ne vedem la Sibiu, unde voi avea o nouă seară de meditații, iar apoi eu o să am tabăra de la Nucet, unde nu mai avem locuri. De asemenea, să știți că nu spun lucrurile acestea doar ca să cum a zis cineva, fac reclamă și chiar nu mai sunt locuri la multe din tabere. Ceea ce vă sugerez este să vă puneți intenția să Rugați îngerii să vă dea mesaje astfel încât dacă una dintre tabere sau unul dintre evenimente este un eveniment pentru voi, să știți asta și să vină spre voi și resursele financiare de care voi aveți nevoie și credeți-mă, se va întâmpla asta. Am văzut minuni de-a lungul timpului, iar îngerii o să vă susțină să ajungeți și să beneficiați de tot ceea ce eu creez împreună cu îngerii, mai ales în tabere. E să zic apogeul muncii muncii mele puteți să mă ascultați aici și să beneficiați de mă, mesajele gratuite însă într o tabără lucrurile stau cu totul și cu totul altfel iar eu lucrez cu 15 maxim 20 de oameni astfel încât ta da, beneficiile sunt uh, sunt majore deci pentru Nucet, Sarmi, getuza martie și Irlanda nu mai sunt locuri. Uh, mai aveți, s-ar câteva locuri pentru iunie. Poiana Mărului, unde vom lucra cu, uh, Arhanghel, cu părintele Arsenie Boca, dar și cu Arhanghelul Mihail. Uh, este o tabără specială la Poiana Mărului și Egina, la Sfântul Nectarie, o tabără de 10 zile. Eu cred că mă duc ca. Uh, șaptea oară, cred, și voi merge acolo mereu și am persoane care revin cu mine în Egina. E o energie specială. Sunt, sunt niște evenimente și tabere care cu siguranță pot, pot schimba multe lucruri în viața voastră și cum zic cei care au participat, te duci unul și vii altul, deci în mod pozitiv, evident. Eu vă îmbrățișez cu drag. Vă mulțumesc că sunteți aici alături de mine. Scânteia divină din mine, salută scânteia divină din tine și ne vedem și săptămâna viitoare. Vă pup.